Ne uitam, n-am știut la ce dată expiră. Și am, împreună cu receptorii noștri monitorii, am cerut la vânzătoare să ne spună când expiră acel produs. Și mi s-a spus, nu știe. Dar dacă ne uităm mai atent, se vede? Se vede. Până la urmă, ce e acest produs? Este o margarină care conține grăsimi vegetale. Ele sunt hidrogenate. Și poate ar fi fost foarte important să știe consumatorul că este o grăsime vegetală hidrogenată. O grăsime vegetală chiar este foarte bună, dacă nu este hidrogenată. Sau dacă nu vine de la soia. Conține sau nu conține soia modificată genetic. Foarte important lucrul ăsta. Am fi vrut date despre cum păstrăm. Am fi vrut date de cine l-a produs. Țara de origine. Dar avem trei date, dacă vedeți, pe 1 februarie, 21 februarie, 22 februarie, în care ne induc în eroare. Dar nu-i vinovat producătorul prin faptul că în Moldova sunt mai multe legi care reglementează etichetarea, nu știu de ce, pe lângă hotărârea de guvern 996 a protecției consumatorului, care ar trebui să fie baza, mai avem și legea 78. Dacă într-o act normativ se cere data valabilității, să scrii, în altul data expirării, dar culmea, în codul contravențional se cere, se sancționează numai dacă nu-i trecută data limită de consum.